Secții fără medici specialiști, saloane pline de bolnavi, asistente și infirmiere prea puține. La Spitalul Aurel Tulbure, numărul cadrelor medicale este prea mic raportat la cel de paturi. Personalul face față cu greu solicitărilor tot mai numeroase din partea bolnavilor. Cu toate acestea, doi medici au decis să ocupe două posturi scoase la concurs de către instituția spitalicească și să profeseze aici, la Făgăraș. La sfârșitul lunii noiembrie au fost scoase la concurs două posturi de medic la compartimentul primirii urgențe, două locuri libere ce au fost ocupate în urma unui examen de un medic din Făgăraș și altul din județul Sibiu. Este vorba despre doctorul Adelbert Ioan Cichi și Mihaela Lungociu. Sunt încă medic specialist de familie la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din Tălmaciu și al doilea serviciu, de la 1 decembrie, am onoarea să fiu primit în colectivul de medici din care asigur asistența medicală a regiunii Făgăraș. Cu ocazia asta, vreau să-mi exprim fericirea sufletească să pot ajuta și în altă parte decât în meleagurile unde locuiesc. Conducerea unității medicale speră ca prin angajarea celor doi medici, compartimentul primirii urgențe să ofere servicii cât mai bune. Da, de la 1 decembrie, în cadrul centrului de primirii urgențe, am reușit să angajăm încă doi medici care să ofere un plus de valoare serviciilor medicale oferite pacienților noștri. Ei se vor alătura celorlalți doi medici existenți în cadrul centrului de primirii urgențe din cadrul spitalului nostru. Da, turele vor fi mai legere, iar serviciile medicale dorim să le îmbunătățim și cu ajutorul acestor doi noi medici. Tot în aceste zile se va organiza un alt concurs de ocupare a postului de medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, la care a fost deja înscrisă o persoană.